Escaladarea alarmantă a abandonului școlar, consumul de droguri de la vârste din ce în ce mai mici, violența în școli sunt fenomene a căror amploare trebuie redusă drastic. Dar pentru asta este nevoie de implicare, dedicare, de cunoașterea situației în cele mai mici amănunte, cu toate particularitățile fiecarei zone, și de muncă voluntară unită, fără motivații financiare. La o astfel de luptă s-au angrenat membrele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, care au inițiat parteneriatul pentru reducerea abandonului școlar, creat prin proiectul național Pactul pentru Tineri. Astăzi la DEVA a avut loc a șasea dezbatere din România pe tema combaterii abandonului școlar. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în prezența numeroși participanți, inclusiv primari, potențiali parteneri ai proiectului, pentru că proiectul CONAF, Pactul pentru Tineri, nu poate combate fenomenul abandonului școlar decât dacă întregul sistem social participă la acest exercițiu. Ce este foarte important este continuarea prevenției și felicit pe această cale implicarea CONAF. Practic, Confederația Femeilor din Antreprenoriatul Românesc, pe lângă faptul că ele creează locuri de muncă, asigură o pâine mai multor familii, sunt îngrijorate și pe bună dreptate, pentru că fiecare dintre aceste femei sunt soții, sunt mame. Sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă în momentul de față cu tânăra generație și ceea ce poate să fie rău în viitor cu adulții care acum sunt copii. Și de aceea prevenția este foarte importantă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici la DEVA, în municipiul reședință de județ al Hunedoarei, e foarte important să fie exportat la nivelul fiecărei localități. În județul Hunedoara s-a stabilit și o premieră. Administrația județeană, luându-și angajamentul să contribuie și să susțină financiar pentru eliminarea uneia dintre cauzele abandonului școlar din județ. Mă bucur enorm că a șasea dezbatere a avut loc aici la DEVA. Am reținut două idei extrem de importante pentru acest proiect. 1. Propunerea președintelui Consiliului Județean de a suporta prin bugetul județean costul transportului elevilor, care reprezintă una din piedicile pentru copii și este practic o treaptă către abandonul școlar. Deci plecăm de aici cu această propunere și sper ca și celelalte consilii județene să fie de acord. N-am mai auzit-o până acum, de aceea spun că este premieră, pentru că suntem la șaselea județ și niciun alt președinte de consiliu județean n-a întins o mână. Eu o iau eminamente ca pe o mână de ajutor. Și a doua propunere cu care plec și chiar sper să o putem implementa la nivel național este caravana antidrog, pentru că din discuția avută cu Agenția Națională Antidrog astăzi aici s-a ivit oportunitatea de a avea acea testare antidrog în școli. Avem această obligație față de toți copiii și de toți elevii din județul nostru să îi ajutăm să finalizeze măcar învățământul obligatoriu, dacă nu mai mult, să le oferim șansa să învețe o meserie, să aibă oportunități pentru a accesa un job pe piața muncii. Până la urmă asta vizăm noi, inserția absolvenților noștri pe piața muncii și pregătirea lor pentru următoarea etapă din viața lor, poate învățământul superior sau, de ce nu, unii pot opta pentru antreprenoriat și să știți că avem deja elevi care au ales acest domeniu și noi încurajăm pe toți, fiecare să-și urmeze drumul ales și trebuie să-i susținem. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional.